Da, te bă! Stai bă, mă, ce bune bunul! Da, te bă, rog! Bă, nebunule, stai bă, mă, ce? Da, te bă, la o parte! Eu am Audi, cu atât. 3-0! Stai mă, nebunule! Da, așa a fost condusă asta. Poate trebuie să facem stânga aici, popa, taxiul! Salut! Salut, prietene! Când e gata podul? Podul, când e gata, podul? Alții ani! Alții ani, am înțeles, gata! Nu bate, nu troncă-ne, înțelegi? Asta e mașină să-ți bați nevastă, nu e mașină să bată ea, înțelegi? Frunză verde, maghirană, mă... M-a făcut, mă, m-a oltean, măi... Oho! Că dau unul pe un. Oho! Suspension fault! Să trăiască și domnul Preda, că știe ce înseamnă. Asta-i? Hai de capul meu! Bă, ce mașină e asta, popa! Popa! Ce mașină e asta! Ce mașină era în 2007. Acum. Hai de capul meu. Doamne Mihai, vezi că avem anvelope. Știu. Nu, cute la românski. Nu e sănătos la cap. Dar lasă că la întoarcere conduc eu. Nu, nu. Am prins golf. Bă, mai bine am prins golf. Mai bine mă. Gata, m-am convins, nu. Făceam dracu avocat. Așa. Dacă avem groapă. Ai luat niște testuri de București, așa? Da, voi și conduș. Ubanca! Copacu! Ia fii atent aici cum sună asta. A? Nu cred așa ceva. Fii atent. S-au chinuit un pic să facă ceva din mașina asta, pe când Passatul este efectiv 4,80 m de mașină generică. Deci asta chiar o Toyota de adevărat le-a pupă engine ăștia pe aici, pe bune sunt. Da, exact. Nu se strică, ascultă. Deci de la picioarele lui Popa mai rămâne o palmă fix până la marginea banchetei. Nu ai nevoie de o mașină atât de mare pe platforma asta. Bă, tu nu ești prost. S-ar să ai încotro, peste câțiva ani? Wow! Toată Fiat-ul e baza! Mama mia, dar uite ce rămâne! Zic că e a mea, știi că e a mea, nu? Știu, știu că e a ta! Verde cu puțină rugină, contrastul perfect, știi? Ia bă! Apropo, asta se scoate și asta la fel? Păi da, de ce se nu știu? Ia, vai de capul meu! Lași pe aici! Am mai uitat să mai pună din... Ia uite cât se lasă aici! Păi și acu' e închisă? Ce faci, Robert? Mă uit să văd dacă are rugine pe aici. A, bă, că n-ai, bă, cum așa? Mă, deci făcuși, mă, fără chei, fără nimic. Bă, nebunule! Pentru o mașină care este făcută în 2013 și care n-are mulți kilometri, are sub 100 de mii, nu are rugină. Mai fă o dată. Nu mai fac. Să nu faci așa pe drum. Păi îți dai seama că fac. Wow. Deci loc de este, avem. Pentru o mașină de clasă e loc în ea. Mare motorul! Mă. Bă, unde pleca în coasta, bă, Mihai? Opa. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Noi aici! Când a venit mașina, mi-a venit gata lovită. Elementele vopsite de noi cred că au ieșit mai bine decât cele de fabrică. Prin urmare, am avut nevoie să instalăm un Webasto. Și aici ne-am lovit de ingeniozitatea celor de la Dacia. Și aici este patul. Da. Aici avem pat. Ai și expresor, așa e? Băi, nu... Obligatoriu trebuie să-i facem, să ne punem amprenta și pe partea de suspensie și am montat perne de aer. Pe da. Bune? Da. Dom'le, nu schimbați canalul! Like, share, subscribe!
55 este 50. V8. Nu prea vezi Mercedes-uri și blonde cu capota ridicată? Bloc pilasă de aluminiu. La 90 de grade. Mm? Vrei să mergi cu ea? Oh. Au ceva ăla de mașină de adevărate, iar motoarele astea V8 pe benzină, cum să mai mergi cu Passat-ul după ce ai mers cu V8 pe benzină? Mm? Este un S320. Este un V6, 3.2 benzină, 224 de cai. Oana, te rugăm să te urci în spate. Locul unei dive în această mașină este în spate. Mașina asta pentru anii ei se păstrează foarte bine, iar materialele folosite sunt de cea mai bună calitate. Ia, Oana, ce ai găsit? Uite, are oglindă aici în spate. Wow, ce engine a prins. Dar îți place mașina asta, să știi. Adică îmi place și mie. Mașina asta nu are cum să nu-ți placă cum merge. Deci să învârte aia și cu aia, nu? Exact, eu sunt blană acum. Acum sunt blană. Victorie! Este la sală? Da, ți se pare că am nevoie cu contul meu definit? Da, acum că în asta simți un pic. Dar acum e grav. Ia uite. Deci acum e grav. Celebrul agregat de 1.6 DCI. Da, știi ce îmi place? E loc în ea. Este. E loc în ea. Și scaunele sunt decente. Dar n-am văzut nici în viața mea o mașină de genul ăsta care pornește fără să apeși pe ambreiaj. Aha. Și uite așa, se duce dracu volantă, placă, disc, rulment, electromotor și întreg ansamblu. Noastră colegă este la al treilea cupe. Noi aici suntem profesioniști la acest canal auto. Te gândi vreodată la o perucă? Ce nu ai vrea să auzi niciodată de la mecanic? E un mit, așa da, e fix un mit. La fel cum este și cu tramvaiul. De asta are, de asta au volanele aceste teșituri aici, știi, ca să relaxezi degetele. Cârlic de cumpărături, pui plasa cu... A, ce drăguț, e un an de ăsta. Îți mai trebuie? Da. Am un șurubelniță în porbacaj. Mașina pe care nu o folosește nimeni. Și aici pe micul Rabla, cameră spate, frânează singură, ține banda singură, scaun încălzite, volan încălzit, Apple CarPlay, Android Auto, climatizare automată. Chietic Craiova. Lasă-o mai încet totuși, nu mă mai forța prin virajele ăștia. Popa! Popa, lasă-o mai încet că se supără părinții tăi. Noi am comandat-o albastră. Cum albastră? Am comandat-o albastră! Păi și-ai roșii. Și-ai roșii. N-am ce să caute la Automaster și Mihai Popescu și așa. Da, o spun pe canalul ăsta, că pe al meu mi-e frică să recunosc. Da? Păi de capul meu! Deci dacă am portat niște tocuri și am fi puțin mai înaltă... Stai, lasă-l să-l vedem. Dar atunci de ce vedem atât de multe femei la semafor care se machiază în oglindă? N-au timp acasă? N-au oglindă acasă? Nu se machiază în oglindă, voi înțelegeți chestia asta, doar se retușează. Corsa asta este mai mult un Peugeot. Pentru că din 2017 Opel a fost vândut de la General Motors către Stellantis. Cred că te descurci destul de bine cu ea la un drum mai lung. Și fii atent și cu pasageri și cu bagaje. Mie nu-mi place. Mie-mi place.
Uite, acolo în stânga, cum este norul, și că ar fi tornadă. Da, acolo plouă mult. El este Filip. Salutare. Asta e mașina. Ăștia-s kilometri, becuri aprinse în bord, ca la toate Volkswagen-urile. Mașina ta electrică nu scoate CO2, dar deja în momentul când ai cumpărat-o, pentru fabricarea ei s-a produs CO2-ul unui parcurs de 60.000 de kilometri. Însă, cu toate sistem datorii un ambreiaj și o volantă, la acești kilometri este imposibil să nu se fie nevoie de schimbare. Și acolo e o problemă, ai plecat de acasă și n-ai încărcat plug-in hybrid, ai plecat cu o mașină pe benzină. Un alt exemplu de preț, de mașină care ține prețul, este Dacia Duster. Raportat la cât costă nou, nu se devalorizează deloc mult. Ce că vreau să lucrăm, să demarăm un proiect împreună cu domnul Preda și cu domnul Lupu. Aba, să mai încerc. Trebuie să o așteptăm pe colega noastră, Oana, să-mi aducă buletinul, mai bine să-mi aducă portofelul care a rămas la ea în geantă. Ia mai bate o dată. Cam flambează așa. Nu, păi flambează, nu, de flambea, flambează. Deci toată mașina flambează. Flambează, da. Por bagajul unor oameni care vin tocmai din Anglia și s-au oprit la Craiova să stea de vorbă cu noi. Și cu asta funcțională. Am început să mă familiarizez cu mersul cu volanul pe dreapta, pentru că am mai filmat multe modele. Pe și acum noi cum închidem capota asta? Îl cheamăm pe Luci Popa. Bă, nu cred așa ceva. Stai așa, stai așa. 1.85. Ia domnul Lupu, tinde de acolo.